Hello, hello, dragii noștri, ce mai faceți? Vorbesc în șoapte deoarece ne aflăm la cimitirul Dumbrava. Mi este foarte frică. Se spune că aici în cimitir este un mormânt care este bântuit. Haideți să vedem dacă este adevărat. Acum e acum. Trebuie să mergi tu unii vreți, aici nu intrăm. Deci v-am spus. Nu trebuie, dar vă întreb frumos, de ce trebuie să răspundeți așa? Dacă îmi spun o dată și tu nu înțelegeți, nu intri, nimeni nu intri. Nu știu motivul, că am intrat fără mască. Nici nu poți să pui șapte mâini. A intrat un domn mai devreme, tânăr a intrat adus până în față. Am ieșit domn. Care are treabă, intră, care nu vă plimbați voi pe aici, pe putinul ăsta. Păi ce dacă este public? Nu zău. Unii spune că vitru să te plimbi în cimitir. Este public, n-am voie să intru. Băi, du-te și lasă-mă. Pune la poliție, du-te la... Unii vrei tu. Du-te, mă, și tu te cheamă poliție. Și faptul că nu am dat într-o unitate de cum ați văzut în imagine mai devreme, am fost la cimitirul Dumbrava. Am vrut să filmăm mormântul despre care se spune că este bântuit. Și la intrare un nenea paznic ne-a trântit ușa în nas și ne-a spus foarte nepoliticos că nu avem voie să intrăm, că nu vrea el și punct, fără niciun motiv concret. Am fost la poliție și am vorbit cu un domn polițist care s-a simțit și puțin jignit când i-am spus că un coleg de-al dânsului a făcut chestia asta, colegul fiind de la poliția locală. Și ne-a trimis la poliția locală să semnalăm acest incident. Hai că dânsul nu poate să se ocupe pentru că este la poliția rutieră. Da. Suntem la poliție, Gabriel. Uite, toți polițiștii ne-au spus de aici, sunt foarte amabili și ne-au spus că nu e corect ce s-a întâmplat. Că fiecare trebuie să-și lase problemele acasă când ajunge la locul de muncă. Așteptăm să iasă fetele dinăuntru, că discută cu ofițerul de serviciu. Și după aceea vedem dacă avem dreptul să intrăm într-un cimitir sau nu. Vă ținem la curent. Dragilor, am revenit. Ce credeți? Am obținut aprobare să intrăm. De unde? Aveam aprobare, da? Nu este interzis să intrăm în cimitir. Am fost la poliție, am vorbit și, într-adevăr, scuza a fost că domnul este obosit și că are anumite probleme, că a fost o mormântare, că este supărat, dar totuși noi am revenit, da? Nu ne lăsăm. Haideți să intrăm. Gata, mergem să căutăm mormântul. Ia să vedem. Ce mai aflat de la poliție? Este o copie a lui Brâncuș? Da. A lui Brâncuș. Și că asta ar fi fost motivul pentru care ne-a lăsat să intrăm. Ca să nu deteriorăm, cică. Mai ușor. Da, cică. Acum, să vedem unde este acest mormânt. Nu e, nu? Legenda spune că aici a fost înmormântată o femeie cu cei 6 copii ai săi. Da. La mormânt este femeia în... Deci îmi prea nu e. Pe la mijloc, da. Trebuie să intrăm pe o alee. Hai să intrăm pe o alee pe aici. Că oricum e mai în stânga. Da. Da, o să găsim la mormânt femeia în mărime naturală. Din, nu știu, sculptată. Și cei 6 copii ai săi. Se spune că în seriile liniștite, în zilele liniștite, se aud plânsete de copii.
Cred că mai în stânga acolo. Baterie slabă. Haideți că avem impresia că am descoperit locul. E noapte și nu ne putem da seama unde este mormântul. Ne luăm pe niște poze. Hai să mai scoat asta. Am dat de un mormânt. Aolo. Voi vine nenea ăla. Și ce mă-l caută, auzi? Cine? Mă, ce tare! Mă, chiar că e tare! Fenomenal și coane! În sfârșit am găsit și noi locul acesta. Cam greu, dar l-am găsit. Cu multe peripeții. Da. Și în sfârșit ajutorul domnului pasnic. Mulțumim! Care ne-a adus fix în acest loc. Da, el susține că nu este adevărat nimic din ce se scrie și că doar este o preoteasă și atât. Mai mult nu știe. În schimb, a zis să nu credem ce se scrie pe internet. Uitați, sutul, am fost preot. Nu, hai să vă spun eu care e treaba. Acest mormânt a fost vândut. A fost vândut? Da, deci aici, acum, sunt, de fapt este familia aceea. Horia Constantinescu sau... Deci mormântul a fost vândut, numai că încă se aud plânsetele acelea despre care se spune. Da, păi, dacă stăm să ne uităm înăuntru, sunt lumânările aprinse și... Da. Și cineva a fost, adică sunt. Pare că cineva a fost de curând. Da. Ieri sau astăzi. Păi, da, uite că... Nu e, mormântul e vândut. Păi uite, s-a născut în 1910. Păi da, dacă... Gavi, e vândut și sunt îngrupați aici alți oameni. Da. Simțiți ceva? Energii negative? Nu, chiar nu. Nu știu de ce. Da. Cred că am prea mult... Adrenalin. Da, da, cred că... Mulți nervi. Gabriel mângâie un om de copil. Gabriele. Voiam să zic că... Tantia asta parcă vrea să uită la noi. Da, s-a dus tracu. Oricum se spune, a fost și Canal D și se spune că chiar acest loc are o încărcătură destul de probabil acum sunt liniștiți semnificativă, copii. Da, dorm copiii, ce... dorm copiii, da. Cred că este printre cele mai frumoase, nu știu, morminte pe care le-am văzut. Da, și interesant. Și nu știu, cu canapea, cu... Da, nu știu dacă să zic lucrul ăsta. Nu vreți să facem puțină liniște să... Poate, poate. Haide. Cred că o să fim din nou deranjați. Da, haide. Gata. Aici se încheie vlogul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, că ne așteaptă alte aventuri. V-am pupat. Nu și mai las un pic al vlog. Nu, că vreau să fac o poză aici. Fac o poză. Domnul cu mine. Unde v-ați lămurit? Gata, da. Te-am iertat, da.